Eu mă numesc Arslan Safarmatov, dar deja tare mult mă știu. Și în 91 m-am înrolat, adică atunci era batalion de patrulă și patrulare, adică nu mă țin minte. Numărul 1, care pe urmă s-a prefăcut în brigada de poliție cu destinație specială, adică s-a unit omonul vechi a Uniunii Sovietice cu batalionul nostru și s-a format brigada de poliție cu destinație specială. Am fost la război în Transnistria, am participat, am fost rănit, după ran m-am întors înapoi iarăși când mergeau luptele cel mai grele în Tighina și sunt invalid de grad 2 de război. Deja trecând prin experiența Transnistriei, tind la ce ei sunt, de ce ei sunt capabili, eu am înțeles că numai cu Ucraina nu o să se termine. Adică ei au să iei Ucraina și au să intre în Moldova. Dacă li se primea blitzkriegul, eu cred că ei deja cred că aveau să intre în România. Ne dorind că să ajungă hoardele acestea iarăși la noi în Moldova, am hotărât să venim încoace cu tot cu niște prieteni, am venit încoace și din luna martie, de pe 13 martie, noi deja suntem înrolați în Legiunea Internațională a Armatei Ucrainene. Și uitați-vă cum istoria se întoarce înapoi. Tot la noi în Transnistria tot așa, în Moldova tot așa s-a pornit. Că limba română, că românii, că încolo naționaliști și tot așa mai departe. Și a fost război, a fost crime, tot așa era Costencu cu grupul lor care săvârșeau crime, murdare și diferit felul de, adică și violuri și toate, tot împreună. Și aici, numai că la noi Moldova era mică și merge, adică a fost război, a fost Dubăsari, Tiraspol, Tighina, adică nu s-a extins pe Râmnița și Caminca în partea ce. Adică a fost numai așa o cățică nu mare și ei le-au fost de ajuns o grupă de criminali care se ocupe de așa crime și de josnicii. Dar aici au întâlnit un adversar care catarii și acolo au întâlnit adversar, nu, ei nu s-au gândit că noi o să punem așa rezistență și adică noi o să mergem înainte. Și vedeți, ei au crezut că blitzkrieg timp de 3-4 zile să iei Kivu, timp de o săptămână, două, să iei toată Ucraina. Și au întâlnit un adversar care nu cedează și n-au decât să cedeze, din potrivă. Armata ucraineană le arată că ei deja nu mai sunt armata a doua din lume, dar ei cred că armata a doua de la coadă. Toate că eu acum nu particip la lupte, dar eu tot timpul sunt cu ei. Mă strădui să fiu la legătură tot timpul, să consfat ceva cu, adică tot una, că noi deja avem practică de război și noi am participat la apărarea erpenilor și la preluarea erpenilor de sub coardele orcilor rusești. Și am dus lupte în Zaporojie, în Guleaipole, au fost lupte grele. În Nicolaev am fost, adică grupa noastră se socotea una dintre cele mai bune grupe la noi aici.